considerarea conform regulii matematicilor algebră. Așa este. Mai cu care vorbim aici. Simplificați raportul. X sub X la a doua minus X. E o variantă ceva? E varianta 7. De subiectul 3. De simplificați. Da, simplificați. Raportul. X supra. X la a doua minus X. X supra. X la a doua minus X. Unde X aparține lui R mai puțin 0 și 1. Așa. Egal mai cu parte cu... Unde e X, de așa avem o spus. Dacă nu ne-ar fi spus, aveam noi grijă prin numitorul diferit de 0, X pătrat minus X e diferit de 0, da. După aceea simplificăm, da? Corect. Deci, X pătrat minus X diferit de 0, e de fapt ar spune că X pe lângă X minus 1 diferit de 0. Adică, X diferit de... X aparține lui el, în afară de acestea care ne încurcă. 0 și 1, nu? Deci, da. X se aparține el, la 0 și 1. Și atunci, e bază și X supra, de nou, X supra, X supra, lângă X, minus 1, cine vorbește? X cu X simplificăm și facem. X pe X minus 1. Nu sunt? Da. Alba. B. Decompunând în factor, arătați că 2 plus X. 2 plus X. Minus 2X la a doua minus X la a treia. Este egal cu și dă cu cine egal. Dar noi nu zicem. Să scriem compus de factor pe asta. Da. Noi muncim. Da. Că e prea simplu egal cu, da, mai decât se mulțește acolo. Adică tu ce ai de să faci? 2 cu 2 x la 2, x cu x la 3. Exact. Și o să avem 2 pe lângă 1 minus x la 2. Plus x pe lângă 1 minus x la 2. După 1 minus x la a doua, se lângă 2 plus x, așa, și după aia... 1 minus x, 1 minus x, se lângă 1 plus x, se lângă 2 plus x. 2 plus x, acesta este rezultatul. 1 minus x, 1 plus x, se lângă 2 plus x. Ce? Fie expresia, e de x egal cu. Asta a fost B? Da. E de x. Egal cu. X supra X pătrat minus X plus X plus 2 supra 2 plus X minus 2 X la a doua minus X la a treia plus X la a doua supra X pătrat plus X totul de înmulțit cu totul de înmulțit cu aici între totul. Da, ca totul. A, la început? Da, da, da. Toată asta. De multiplu x minus 1 pe x. X minus, minus, minus 1 pe x. Pe x. Asta, asta. Pe x, da. Unde x aparține lui el, iar dă. Nu. Facem noi. Facem noi. În componența expresiei acestea, intră o fracție, două, trei, nu? Și aici a patra. Da. Și trebuie să ne asigurăm să existe fiecare. Deci, X pătrat minus X egal cu 0. Deci, am făcut le-am făcut așa. X diferit de 0 și de 1. Da. Aici. Acolo am treaba aia de sus. Adică X diferit de 1, minus 1 și minus 2. Este de așa, asta de aici făcut, da? Dar de aici și apă e și ce. E folosiți voi dacă sunteți atenți. Păi că la plus X, X prin X plus 1, adică nu poate să fie 1. Nu poate să fie minus 1. Și a fost prins aici. Da. Deci, aș spune că expresia asta există după ce am pus noi condițiile. Și nu poate fi 0. Nici 0. Deci X aparține lui el, poate fi orice număr real, mai puțin elementele. 0. Din cauza aici. Da, 0 și 1. 1 minus 1 și minus 2. Nu așa ce da, 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 da. Și vreau să îl scompunem? Da, și acum trebuie să lucrați. Și acum lucrăm. Deci e de X în capul. Asta și pirații. Dar eu făcut acasă. Eu făcut de așa? Da. Și dacă adică am făcut acasă, a trebuit să alegem. Așa, cum fi mirul? X supra X plus X minus 1, adică 1 supra X minus 1. Așa, plus? Plus X plus 2 supra 1. Mirul, putem scrie de dată, adică simplificăm, știm ce... Deci, de așa a fost făcută. 1 supra X minus 1. 1
plus x. Plus 1 supra 1 minus x pe lângă 1 plus x. 1 supra x plus 1 pe lângă x minus 1. Plus x supra x plus 1. Trebuie să fie minus x acolo, tot profesor. Da, 1 minus x pe lângă 1 plus x. Așa, 1 minus x aici, da? Corect este. 1 minus x. Plus x, a... și acolo, minus, da, așa, x la 2 minus 1 supra x. X la 2 minus 1 supra x. Și egal cu prima multiplicăm pe x plus 1 și aceea multiplicăm pe x minus 1. 1 minus x. Sau x minus 1, zici bine. Da. Și o să avem x plus 1. Plus 1 plus x minus x la 2 minus x. Așa, da, x la 2 minus x. Supra x plus 1 pe lângă x minus 1, x plus 1 pe lângă x minus 1. Da, aici pe aceea minus în faptul că mă aveați 1 minus x pe lângă 1 plus x. Acolo. 1 minus x, 1 minus x. Pe lângă 1 plus x. Și bine. Da. Atunci, minuna care am aplicat aici... Trebuia să dăm un factor comun acolo. Ai zis x minus x pătrat. X minus x pătrat. Atenție acolo. X minus x pătrat. Deci, după aceea, am aplicat cu 1 minus x. Corect. Da? Da. Totul supra. Totul supra aici, problema, că vedeți că noi avem 1 minus x și 1 plus x. Păi da. 1 minus x acolo dăm factor comun în minus, nu? Asta e. Și acolo să fie minus 1. Deci haideți să scriem loc de plusul la minus, ca să nu ne mai curcăm. Deci în loc de plusul ăsta să punem minus, da? Minus, da. Și acolo excelent, avem... foarte important asta este. Că avem x minus 1 și aici e 1 minus x. Și acolo avem x minus 1. Și când am spate minusul, accesăm x minus 1 cum îi place mai bine. Da. Deci să avem așa, da. X. Și atunci hai să ne facem minunat că între timp am amplificat cu x minus 1 aici. Da. Și vine x pătrat minus x. X pătrat minus x. X da. Pătrat minus da. X. Și minusul aici. Minus 1 plus x pătrat minus x. A? Minus 1 da. Plus x pătrat supra minus x. Supra x plus 1 plus x minus 1. Adică supra? X la 2 minus 1. X la 2 minus 1. Să strângem că mama așezese, da? Pe x la 2 minus 1 aici. Nu nimic, dar nu observam. X cu minus x. Da, x cu minus da. X. Și avem x la 2. Așa, ori, nu? Am să am făcut și pe aia. X la 2 cu x-ul se duce, da? Se duce x pătrat cu x-ul aici și rământa x. Exact, da, 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 da. Da? Așa și tot. Deci, răspunsul corect este x. X, da. Atenție aici, aici a fost capcana. Că aveam 1 minus x și ca să faci x minus 1, scoți un minus și toți așa. Corect, da. Și după aceea am amplificat. Corect. Da? Și la D, să arătăm că n este egal cu e de 2 plus e de 2 la a doua plus e de 2 la a treia plus cea mai departe plus e de 2 la 100 este divizibil cu 15. Deci numărul ăsta care e divizibil cu 15. Toată asta, să arătăm că e, dar se rezulte că e divizibil cu 15. Știi pe e de x, da? Da, e de x e 1 supra x, v-a dat, în final. A, e de x era x, da, asta e. Deci, e de x. Deci. E ca cu x, da? Da. Și atunci e de 2 câte? Deci, nu va fi 2 plus... 4. 2 la 2. 2 plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 la 100. Da. Dăm 2 factor 1. Da. Plus avem n egal cu 2 pe lângă 1 plus 2 plus 2 la plus 4. Mai bine. Plus 2 la 2. Nu vreau să putem să nu văză. Eu sunt tot timpul, cum spun, frământat să las inițiativa la... Deci ea e la comandă, vedem când se o... Ne închipuim că este la lucrare.
Deci Andrei, n-ai mai făcut-o cu asta, nu. Pentru că nu ai înțeles enexia egal pe ce ai văzut, nu? Da. Și nu știu ce înseamnă e de 2, e de 2 la 2. Adică nu ești fix cu 2. 2, 2 la 2, 2 la 3, așa mai mult. Da? Și acum, e calculul acestei sume. 2 pe lângă 1 plus 2 plus 2 plus 4, da. Vrei să spui, da? Da. Plus 4 plus... 8 ar fi... Așa, 8. Plus 2 pe 100. Da. Plus 2 la 100, fel, calculul, nu calculul. Nu, lăsăm așa pe da. Plus, hai să zicem 2 la 4, nu mai de acum? Da. Plus 2 la 5, plus 2 la 6, plus 2 la 7, plus, și cum mai departe? Știi, fiindcă ai scris pe ăștia 8 așa, ăștia 4 de aici, am mai scris și eu 4 cu următorii. Da. Asta e ideea, ai avut tu, eu am preluat-o. E bine 2 la 4. 15, acolo de 5. Și aici cât vine? 2 la 100. În față cât ar fi? 2 la... Dar de 2 la 99, totuși, că am dat 2 fapt cu mână. Așa, 2 la 99, de acord. 2 la 99, 2 la 98, plus 2 la 97, plus 2 la 96, 2 la 96, tot 4 am scris din aceeași motive, din aceeași rațiune. Și egal mai departe cu... Așa, e un lucru de soartă sau de 15. Deci egal cu 2 pe lângă 15 plus... Tot 15 plus... Facem un 2 la 4. Facem 2 la 4. Deci 2 la 4 pe lângă... 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus... Plus 3. Deci 3. Pe 2 la 4, 2 la 5, 2 la... plus 2. Deci 1 plus 2, am înțeles că se da. 2 la 4 și urmează 1 2 la 1 de ea. Plus 4. Plus 4, așa. Plus? Plus 8. Plus 8. Plus puncte, puncte. Plus? Plus. Aici o să dăm fac un 1, cât o să fie acolo. Deci 2 la 96. 2 la 96. Pe lângă 1 plus 2 plus 4 plus 8. Sau în treinien o să fie egal cu 2 la 5. Deci pe lângă 2 la 5. Pe lângă 2 la 4. Pe lângă, pe lângă ce a rămas? 1 plus 2 la 4. Foarte important. 1 plus 2 la 4. Plus 2 la 8. 2 la 100 plus 2 la 96. Și asta e diferit cu 15. Să vede că e 15 ori. Deci asta se diferit la 15. Hai să mai vedem la tăiești. A fost destul de interesant, dar avem o hibă în raționament. Eu nu știu că se pot forma câte 4, câte 4, câte 4. Am cam forțat-o până aici. Că nu știu dacă sunt chiar ultimii 4. Ați spus să rămână 3. 89 minus 100 minus 1. 100, ca să vezi câți termeni sunt, da? Da. 100 minus 1 plus 1 sunt 100 de termeni. Păi da, că e numărul 1, 2, 3, 4, 100, 100, 100. Da. Și împărți la 4 de 25 perechi. Aaa. Deci dacă întrebă la întrebarea mea, că nu sunt sigur că pot face echipe de câte 4, răspunsul corect este, ba da, se poate, pentru că sunt 100 de termeni, împărțit la câte 4. La 4, sunt 25 de echipași. 25 de grupe. Și finalul este că e corectă ultima aici, dacă ar fi fost 2 la 98, nu mai era. Nu mai era aici, că rămânea ultimii 3. Ultimii 3 nu îți dă posibilitatea să vorbim de 15 ani să-ți poți să facă rău. Deci toată chestia este asta. Irna, cum ți-a venit în minte să... Da, mi-a venit în minte să dăm 2 factori comuni și vedem ce ies. Așa, așa. Ai dat un 2 factori comuni, dar nu-i să te așa. Și ai zis 1 plus 2 plus 4 plus 8. N-ai mai continuat plus 2 la 4 plus 16. Dar n-ai făcut calcul, abia după ce ai făcut calcul aici? Că ai zis 7 și 8. Când ai dat 4, păi nu dați seama că asta era. Asta era, da, sigur. Deci, te-ai oprit din întâmplare. Exact. Dar o întâmplare fericită. Pentru că trebuia să vezi că trebuie să scoți un 15 factor acolo. Deci cel prin care se spune că trebuie să arătăm să parte expresia, trebuie făcut rost de el. Deci grupajul face exact. Deci dacă am fi spus să se arate că se divide la 7,
Pentru 7, 1, 2, 3 și 4, 7. Închide 3, 3, 3. Da, era... Numai că nu se poate problema. Trebuie autorul să aibă grijă. Ca părțirea să facă... Exact. Exact, da? Nu da, așa. Da? Așa este de fapt și directul la clasa 5-a. Foarte. Exact. Da? Când veneați voi și îți spune, uitați-vă că vă place, o să vă placă. Nu vă uitați să ceva, mă intermă la ei. Dar tocmai e vorba de materia din clasele 5-8. Deci tot timpul te poate surprinde o chestie. Deci calculul acestor sume se face după sume, nu calcul în sine, ci ales că se divide la. Și atunci tu îți construiești divizorul acela. Și atunci 1, 2, 3, 4 termeni sunt necesare. Varianta 8, exemplu 3. Așa, varianta 8. Tot 3, da? Da. Arătați X plus 1 supra. Că? X plus 1 supra X la 2 plus 1. X plus 1 supra X la 2 plus 1. Împărțit la. Deschide paranteză rotundă. X plus 3 supra 4 X minus 4. 4 X minus 4. Minus 1 supra X minus 1. Ori, închide paranteza, ori, deschide altă paranteză. 1 minus 1 supra X plus 1. Este egal cu și dă și rezultatul. Nu, mai nu. Da. Nu. Oricare ar fi, ea nu vă dau. Sigur că asta e treaba noastră. Ne-am specializat în asta. Păi dacă tot ne spune... Ne spune și rezultatul și tot. Nu. O facem mai interesant. Păi mai câte să rezolvăm ca să spunem... Stop. Intră în ea niște expresii. Păi da. Și acolo frații sunt. Asta are supărare? X la 2 plus 1? Nu. Niciodată. La 2 plus 1 poate fi 0. Dar aici. Acolo, da. Acolo, da, la împărțire. Stai să vezi. Că ia ca fracție. Ia ca fracție. Și nu ca să putem să lucrăm cu ea. X-ul trebuie să fie 1 și tot. Deci X-ul nu trebuie să fie 1 aici. Da. La fel asta da. Trebuie să fie 1. X-ul acolo. Deocamdată 1 și minus 1. Da. Deci, spuneam că X aparține lui ea. În afară de elementele, nu are un minus 1. Ați lucrat corect, domnul. Unu și unu, stop. Cum avem treaba. Și în Miruna a sesizat un lucru. Data viitoare, e vorba de asta care se împarte la asta. Ori noi când împărțim, știm că mulțim la două inversate. A doua inversată aceea, când o vedem, dacă va ridica o problemă, o vom pus și pe ea condiția acolo. Da? Deci, ne-am gândit lucrul. Egal acum acum, zis. Adi, tu ai făcut? Da. Da. Poți ai făcut? Da. Da. Să zic eu. Deci, nu supra X la 2 plus 1. Da. Sunt părțit la X plus 3 minus 4. X plus 3 minus 4 supra 4 X minus 4. X plus 3? Minus 4. Minus 4, corect. Supra. Supra 4 X minus 4. 4 pentru X minus 1. Da. Știi da. De ce? Pentru că o să-ți explic. Să înțelegi în dată. Ori 1 minus 1 supra x plus 1. Ori? Nu are rost, minuna nu are rost să mai scrie. X plus 1 minus 1 x pe x, x, x supra x plus 1. Și egal cu x plus 1 supra x la 2 plus 1 ori 4 pentru x minus 1 supra... Aici este x ori 4, corect 4. Pe x minus 1, mai mult la plan supra, supra, supra. Supra x minus 1. Da. Ori... x supra x plus 1. Da. Egal. Dacă ne-ar fi dat x minus 3 acum, da? După ce facem calcul, dacă ne-ar fi dat x minus 2 sau x minus 3 sau altceva, când am întors-o, ea devine o problemă. Din fericire, tot X minus 1 mi-a dat. Și noi am pus condiția diferită de 1. Deci n-am nicio supărare, simplific, nu avem nicio emoții. Și atunci voi avea ce? Voi avea X minus 1... Să mai spune X plus 1, Miruna, cu X plus 1. X plus 1, da, cu X plus 1 și atât. 4X supra X la 2 plus 1. 4X supra X la 2 plus 1.
Așa spune, să se arate că egal cu așa ce s-a fac prin spune. Să se arate, da, că egal cu așa, dar oricare ar fi domeniul ăla. Da, oricare ar fi, iar la care de 1 și minus 1. Varianta 9. Gata. Atât? Da. Nu mai fost nimic aici? Nu, nu aici, la 9 avem mai mult. Da. Ai făcut-o și chiar că da? Da. 9. Da. Fi e de x egal cu x supra x plus 2. Deci, motorul a fost asta? Da, 9. Tot e. E de x. Da, e egal cu x supra x plus 2. Împărțim la 1 supra x a doua supra x plus 2 plus paranteză păcată. 2 pe lângă x a doua minus 2 supra x radical din 2 minus 2 minus 2 acolo, deci 2 pe lângă x a doua minus 2 totul supra 2 pe lângă x la doua minus 2 totul supra x radical din 2 minus 2 pe lângă x radical din 2 plus 2 x radical din 2 minus 2 pe lângă x radical din 2 plus 2 totul la minus 1, gândarea cu paranteză băgat. Așa, totul la minus 1. Minus 1. Și acum nu vă dau iar, oricare ar fi x. E treaba noastră. Da. Iar una fiind că el a făcut, hai să ne apucăm la x a patru. Păi x nu poate să fie minus 2. Minus 1, ține-a, minus 2, de plus la frație. Nu poate să fie 2 pe radical din 2. 2 pe radical din 2. Adică... și minus 2 pe radical din 2. Deci nu poate să fie x-ul 2 pe radical din 2 și minus 2 radical din 2, adică 2 radical din 2 pe 2, adică radical din 2. Deci nu poate să fie x-ul radical din 2 și minus radical din 2. Deci minus 2, radical din 2, minus radical din 2, una aici. Dacă mă avem, super. Una. E acolo x-ul 2 plus 3 x plus 2, dar... Când zici împățit? Nu e o problemă. Nu e o problemă. Dar ea, acum, ca să stau de vorbă, ea e o problemă. Păi x la a doua, păi tot l-am separat. X la a doua plus 3 x plus 2 este egal cu x la a doua plus 2 ori x ori 3 supra 2 plus 9 pe 4. 2 și cu 1, știu, dar cât am apucat. Deci ce adică se face cu aici? 2 și cu 1 facem, 2x și x. Sigur, dar ești cea mai mult, mai fi de variante am mai vorbit. Da. Deci cât te duci cu ecuația de gradul 2, delta, da, la aici, delta. 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 Da, x la 2 plus 3 plus 2 egal cu x la 2. Cu 2x plus 2. Care se scrie ca fiind? X plus 1. Pentru că x plus 2. Da. N-are voie să fie x-ul minus 1. Dar ai fost minus 1 și minus 2. Nu m-a scos minus 1. Deci minus 1. Minus 2. Și minus 2 e scos. Da. Delta era minus... nu era pe la 2-a. Delta de pătrat 9, minus 4, 2, 8. 1. Da. 1. Și merge radical de 1. Deci aceeași vedeți și gândiți. Și acum rezolvăm. Acum. Arătați la A, că e de X este egal cu. Și să nu spună pe de X. E de X egal cu care? X supra X plus 2 ori X plus 1 ori X plus 2. X plus 1 pe X plus 2. Plus paranteză pătrată. Dacă zici totul la puterea A, totul la puterea minus 1 sus, înseamnă că e invers. X radical de 2 minus 2. Deci. Plus fracția x radical din 2 minus 2 pentru x radical din 2 plus 2 pentru x radical din 2 ce este aici? Am zis 2 pentru că am pus pe dar adică x la a doua ori 2 minus 4 deci 2x pătrat 2x pătrat minus 4 pe a pătrat minus 2 pătrat, da? Așa, supra 2 pentru x pătrat minus 2 și tot la minus 1. Nu ți-am putut să am fost la asta. Am întors. E de x egal cu x plus 2 și x plus 2. X plus 2 și x plus 2. Și x la 2 plus x. 2x la 2 minus 4 cu 2x la 2 minus 2, care e la fel. 2x la 2 minus 4 cu 2x la 2 minus 4. Da. Dacă nu scoate pe 2 și se vede că e deci x la 2 plus x.
Deci vine x la a doua plus x și plus 1. Uite, în locul ei nu a rămas 1. Deci face x pătrat plus x plus 1. Atenție la asta. E important, așa tot. Da, da, perdeam acolo, știi? Deci suntem atenți, filmăm bine, ești. Demonstrați că e de 1 și minus radical din 2 mai mic ca 1. Nu, 1 minus radical din 2. 1 minus radical din 2. E de 1 minus radical din 2. Da. E mai mic ca 1. E mai mic. Păi, e mai mic ca... Păi face, pe face. X. Păi face, cine este? Da, din acolo. E 1 minus radical din 2 la 2. 1 minus radical din 2. Și la 1 minus 2 la egal din 2 plus 2 plus 1 minus 2 la egal din 2 plus 1. Și egal cu... Plus 2. Pe 1 și cum fac 2? Da, da. Plus 1 plus 1. Da, da. Tot bine. 2 minus 2 la egal din 2. Și avem 3, 5. 5 minus 3 la egal din 2. 5 minus 3. Radical din 2 și trebuie să arătăm că ăsta e nimic ca 1, nu? Păi, am băgat o puțină radicală, eu am practic la seama. Așa. Minus radical din 25. Cum? Radical din 25, minus radical din 27, i-am zis că e mai mic ca 1. Pe 5 le găsesc radical din 25. Minus radical din 9. 27. Deci 27. 18. 9 ori 2, 18. Deci mai e mic ca 1. Pe ce e mai mic ca 1 și mai mic ca 3? Trebuie să vedem. Nu știu dacă. Nu te rămâne. Nu suntem mai mic. Pe cât dăm? Păi... mai bine îl ducem... Deci cum ai... Hai să îl ducem și un grad să vedem el cum a gândit. Am făcut ce ai spus tu. Și acum ce poți face? Fost că sunt un radical. Ar fi trebuit locat în partea asta, Adela. Deci. Deci ar fi trebuit să iei așa. Că eu mi-ar fi mânat 5 minus 2 radical din 2. Minus 3 radical din 2. E ca altul. Lucrez asupra ei să vezi dacă până la urmă păstrați că mai mică 1. Radical din 25, cum ai zis tu. Minus radical din 18. Așa. Radical cu radical din 1 radical din 25. Minus 18. Și egal cu? Cu 7, radical din 7. Radical din 7. Și zic mai mic ca 1, nu? Radical din 7 face cam cât? 2 și 0. De acord? Pentru că 2 și ceva mai mic ca 1. Deci ceva? Nu e mai mic. Deci prostie. Undeva am greșit. Păi, radical din 200 minus radical din 18. Apoi nu putem să punem din 18. Apoi nu trebuie numai la mărție. Sigur că da. Să vezi la mine. Păi nici nu trebuie să mă las scris prostia asta. Păi eu m-am aici și m-a întrebat. Nu-i ce scris pe tablă? Am văzut că se scrie. Sigur, mărești și nu mă scrie așa. Tu mai ce nu mai spun să ți am deci trebuie să zic foarte... Exact. Despre ce m-am dus? Din clipa în care ai văzut așa, mi-am zis, hai să sătim capcana asta. Că radical din diferența de... Deci asta a fost ideea. Dar trebuie să fii imediat răsat. Cum că nu fac așa? Ce să-ți spui păi da. Așa trebuie să reacționăm la cameră. Că prostii de prost. Ce înseamnă? Da? Deci multă grijă. Numai dacă ai vrut mulțire. Adi, da? Dacă ai vrut mulțire. Nici n-ai vrut să scrii. Ai scris? Nu, astfel mi-a răcat în 2 și nu știu care am 8 și nu am crezut. Așa, bravo, bravo. Dar nu te răzai că era prea serios eu. Exact, dar asta e, așa crezi că am vrut să fie capții, ca și curușul mă ieșe. Eu eram de serios, să fiți în frumat în seama. Eu eram potriva matematicii acum, nu? Deci tot ce te-am învățat, acum să dăm asta. Degeaba mi-a părat numai dacă asta mi-a dat pe final. Zic, urmărește? Da. Ce bun, vrea să ajung. Da.
Bun, hai să ne întoarcem la de... Deci lăsăm așa, tu ai gândit să bagi de cală, nu știu ce. Și acum, dintre ăștia doi, ca să arăți că e mai mic ca unul, nu prea vine la îndemână în chestia. Da, da. Să băgăm, să facem, adică, să băgăm ilustrarea ca din doi să fie mai mic ca 4. Adică să ducem pe 5 la cealaltă. Mai mic ca minus 4. Da. Deci aici, Miruna, și în ce să arăt asta? Adică să arăt... Asta să-i mai mic ca 1, da? Sunt întrebare. E echivalent. O a arăta. 3 la ca din 2 mai mic ca 4, nu? Minus 3 la ca din 2, nu? Da, minus cu minus, nu putem să-l ducem. Păi, hătărește cum vrei să faci. Deci, așa. Păi, zice minus 3 la ca din 2 mai mic ca 4. Deci, minus 3 la ca din 2 mai mic ca 4. Deci, ca minus 4, da. Așa, deci, ca minus 3 radical din 2 mai mic ca minus 4, cu semnul de bară de bară. Nu e ca și cum arăta cu 3 la ca din 2. Ba, da, la acolo și cu ăla din 2. Amplificăm cu minus... Asta. Zicem că... Da, normal. Deci 3 radical din 2. 3 radical din 2 e mai mare ca 4. Mai mare ca 4, deci 4 e mai mic ca 3 radical din 2. E mare, mă spune că 4 mai mic decât 3 radical din 2. Adică 4 cu 3 e mai mic decât radical din 2. Iruna, știi că am făcut pe termen și timp. Adică 9. Dacă ce pe 3 radical din 2 e în 4. Nu, am înțeles, radical din 16 mai mic decât radical din 18. Acolo, 9, 2 și e adevărată. Abia acum spune repede, radicalul din 16 mai mic decât radicalul din 18. Spuneam, Miruna, dacă duceai pe 3 radical din 2, minus 3 de în partea asta și de la partea asta, ajungeai de dată aici. 4 mai mic, 5 minus 1 face 4 mai mic, așa cum o să cu minus 1, nu știu, riscul să nu mulțești cu minus 1 acolo și zici la pătrat, să schimbi sensul inegalității. Deci ți-ai întins câteva capcane și au fost de acolo să le pe partea asta. Dar cel mai ușor este asta. Pe unul într-o partea asta, 5 minus 1, 4, pe ăsta la partea cealaltă, 3 la 4, 2, și uite cum ai ajuns la inegalitatea de aici. Eu, de exemplu, aș fi făcut 5 minus 3 ori, la divar de 2, aproximativ 1, 4, 1. Și aș fi mulțit pe 3 cu 1, 4, 1. Aceea este o aproximație. Dacă totuși e atât de fină inegalitatea, diferența se face pe decimal la 4 a 5 -a. Deci 1,41 e aproximativ că radical din 2, dacă le extragi, are un cât. Da, după 1,41 are. Are decimale. Decimale. Și 1,41 ori 3? S-a întâmplat aici. Ai, s-a întâmplat. S-a întâmplat să fie grosolană aproximativ. Adică mă taxa dacă facem așa? Nu. Nu te taxa. Dacă aveai bată să ieși din încurcător și ieșai. Ieșeam. Da. 3 ori 1, 4 și 1 face 4 și, 4 și, și 5 minus 4 și dă sub. Da, 5 minus da. 4 și dă un număr mai 0, mic. 0, care mai vinde da, adică mă taxa? Nu, nu. Că da, taxa ai avut șansă ca să nu fie o diferență care să se le-a zis pe decimal, exact. De 4, 5, unde tu cu 1, 4 și 1 făceai față. Da. Dar în cazul ăsta făceam față. Făceai față. Și nu mă taxa. Și nu așa. Dar cel mai corect, ca să facem așa în momente de discută, să nu creăm, să spunem, panică. Profesorul spune, el se aproximează cu zeci mai aceea, acceptă, înghite, dar nu e atât de încântat de cum ai fost aici. Am înțeles. Da. Bine. Și la ce să arătăm că S de X este mai mare ca 0, pentru că X aparține lui el mai puțin și am puțin. Minus 2, minus 1, plus minus radical din 2. Adică... Ce-am găsit? Valorile care... Da. E de X mai mare ca 0. Cine are X la mare? E de X a fost găsit. Din spărca fost X plus 1. E de X... Din spărca fost X plus 1. Adică X-ul ca plus X plus 1 să fie mai mare ca 0. Trebuie să arătăm că doar mai mare ca 0, indiferent ce X pui acolo. Păi, fac așa, x la 2. Atunci e până în partea cealaltă și o să fie minus 1? Mai mare ca 0, da? Da. Echivalent cu asta, mică x pătrat plus x, mai mare ca minus 1. Minus 1 mai mare ca
Și dăm un X în față. Dăm X pe lângă X plus 1. Mai mare ca minus 1. Indiferent ce X mă uit. Da.
Ai terminat? Ai făcut și testa? Nu. Am mai fost o idee. Ai făcut și testa cu ouă? Da. Deci învățăm din fiecare chestii și spui, bă, nu m-am prins aici. Dar pe doar sunt atent și mă prind de aici. Deci fiecare moment de ăsta trebuie să rămână ca unul pe care spui, asta trebuie să te țină, asta trebuie să țin minte. Este vorba de dialog, dar ai tu cu tine însuți. Ai văzut radicalul ceea ce am tras, da, să mai țineți minte. Dacă nu era așa, că ce scrii tot? Acum am văzut că nu sunt și chiar la pic 7 și apoi aveam seama să mă da, profesorul Sfărin. E foarte simplu, profesorul. Da, numai așa, ții minte momentul ăsta așa care a fost creat, îți rămâne clar în minte că niciodată nu fac așa ceva. Că seriozitatea mea, tocmai asta vă invita. Aveți voi forță să spuneți, nu, nu-i posibil. Așa. Bun. Varianta 10, subiectul 3. Varianta 10, subiectul 3. E de X egal cu. 1 supra X minus 3. 1 supra X minus 3. Plus 7 minus X pătrat supra. 7 minus X pătrat. Supra X minus 1. Ori 1 supra X minus 3. Totul de împărțit. Totul. Ah, totul de împărțit. Da. X plus 2 supra. 2 pe lângă X minus 1. Amic. Dezegnat valorile în numărul natural real X, pentru care expresia este definită. Determinați. Real, X-ul real, pentru care expresia este definită. Există X. Da. B. Sau cum facem? Hai să vedem. Arătați că e de X este egal cu X. Nu e. Nu vă dau rezultat. Nu? Nu. Ce? Determinat valorile lui X pentru care? X se dau pentru care? Pentru care e de X plus 2 radical din 7. Așa, e de X. Plus 2 radical din 7 să fie egal cu 1 supra e de X minus 2 radical din 6. E de X? Minus. Minus 2 radical din 6, da. Și de, determinat valorul de numărul natural A, A real, pentru care 1 minus E de A radical din 2, mai mic decât radical din 2 minus E de A. Decât A radical din 2. Deci 1 minus e de A radical din 2. Minus e de A. 3, 1, iar 3. Scăpăm de 3, 1. După aia, 2, da, sus, minus 2 și acolo 1. Deci, X a aparține, spune noi, uite, minus minus e, dar nu se cere chiar. Da. 3, 1, minus 2. Deci ai zis 3, 1, minus 2 și atât, da? Da. 3, 1 și minus 2. Da. Corect. Dar nu spuneți așa deodată, ci spuneți, există, cum le dacăm aici? Există e de X, dacă și numai dacă, X minus 3 e de 0, adică X diferit de 3. Așa de vedeți atât. X minus 1 diferit de 0, deci înseamnă X diferit de 1. Și X plus 2 diferit de 0, deci înseamnă că X diferit de minus 2. Și acum rezultă că X aparține lui el mai jos de aceste valori. N-are voie să fie, nu? X-ul 3, 1 și minus 2. B. Arătați că e de X egal cu, să o calculăm.
Cine vă zice? Cam aici, că mie și vreo. Hai că statul automat. E egal cu. Pe prima lăsăm așa 1 supra x minus 3. A doua vreau să o mulțesc că n-am ce să fac la ea. Da. Și plus, plus 7, deodată. 7 minus x pătrat, da? Da, plus 7. Supra x pătrat minus 3. Nu, mulțumesc, dar nu. Nu, x minus 3 și la data de iară tot. Așa, mă, dar tot la același mitorac. Înmulțim cu? Înmulțim cu 2 x minus 1, adică nu 2. 2 x minus 1. Lasă așa. Strici mă, e ieșiță bună în față. A, crezi. S-ar putea simplifice, ce știu eu. 2 x minus 1. Supra x minus 1. Și egal cu? Egal cu, aduce la același numitor, adică x minus 3, adică x minus 1 plus 7 minus x la 2 supra x minus 1 plus x minus 3, egal cu ori 2 plus x minus 1 supra x plus 2. Și egal cu? X pe lângă... X minus 1 cu X minus 1, de pe partea de toate. Da, X. Ai văzut de ce nu trebuia mulțit? Cu 2? Așa, după aia, după X cu minus X la 2, așa să fie X pe lângă 1 minus X. Cu ce trebuie? Hai să scriu, să nu știu asemenea, mai vedem. Deci vine minus X pe A plus X. Deci A de grupajele acelea. Dar rămas minus 1 și 7 în urmele, n-ai ce face. Deci, plus 6, totul supra, și rușim un 2 pe lângă, nu? 2 ăsta de aici, 2 pe lângă, minus x pătrat plus x plus 6. Supra x minus 3 ori x plus 2. X plus 2 este, da? X plus 2, da. Și iau. Ia să vedem. 2 pe lângă. Amplificăm cu 2. Unde e? De ce? Acolo, ca să facem un pătrat perfect. Ca să fie, dăm un minus 4 pe mână. A, să dăm un minus, minus 2. Minus 2 pe lângă x pătrat. Minus x, minus 6. Supra. Supra x minus 3. Lângă x plus 2. Acum aici, la x la 2 minus x minus 6, mai ai făcut ceva să mă întorc aici? Aș vrea x minus 6, aș vrea x minus 3 plângă x plus 2. Aș vrea. Aș vrea. Oare în parantezele la mulțit, lui tot aia, ia vedeți. Nu știu. Faptul că am x pătrat, am un x aici. Și după aceea am iar și un x. Un x în cele două paranteze. X minus 3 plângă x minus 2. Face minus 6 ăsta, da? Cât da. Cât se facă minus 6? 3 cu 2. Minus 3? 3 cu 2. Minus 2. Da. Deci vine x minus 3, lângă x plus 2. Acum se convine că e treaba 1. Adică e nici x pătrat. X pătrat plus 2x minus 3x. Plus 2x minus 3x minus 6. Minus 6, iese? Și minus 6, e perfect. Deci ați văzut, nimeresc asta. Dacă nu făceam cu... Aici făceam cu... cu delta. Delta rădăcinile și la pe lângă X minus 6. Dar îi mulțeam pe aia de jos și vedeam că e aia de sus. Sigur că și așa. Și așa poți să-l observi, da? Și toți le simplificam imediat. Și și poate, uite, totul este așezat X minus 3 pe lângă X plus 2 și final este că iau minus 1. Da. Trebuia să fie asta, sau toată așa. Și să nu înțelegeți, da? Deci e de x, e de x, este găsită la minus 2. B, egal cu minus 2. Și acum înlocuim e de x cu minus 2. Și o să fie minus 2 plus 2, adică... Stați puțin. Deci la B, pe la asta arătăm că e de x este egal cu x plus 2, zic ei. Cu x plus 2? Da. Greșeală. Noi am arătat... este minus 2. Hai să mai vedem aici o dată. Dictează-ne de nou. 1 supra x minus 3 da? Plus 7 minus x pătrat supra x minus 1 da.
ori 1 supra x minus 3, da, totul de împărțit la x plus 2 supra 2 pe lângă x minus 1. Corect. Am văzut 3, 1 și minus 2 a scăzut ca să existe. Arătați că e de x. Am lucrat acolo. E vezat de greșeala. 7 minus x pătrat, x minus 1 pe x minus 3, înmulțit cu 2 pe x minus 1, supra x plus 2. Egal cu... Am amplificat cu x minus 1, x minus 1 cu 7, minus x pătrat, supra x minus 1 pe x minus 3, ori 2 pe x minus 1 supra x plus 2, face 2 pe lângă minus x pătrat plus x plus 6, da? Uh-huh. E bine până da, aici. Da, da. X minus 3 pe lângă x plus 2 și egal cu minus 2 scoate un factor minusul și pe minus x minus 6 x minus 3 2 minus 2 x asta. Plus 2 și el spune să fie x pe da, lângă x plus 2. X plus 2. X plus 2. X plus 2, da. Care e obișnuit la ce nu dă? Dacă descriem că e minus 2, nu dă corect. Păi, vezi, e posibil să fie o greșeală în scrierea expresiei, ca să dea X plus 2. Trebuie să dea cu X ceva, vedeți că ați putea să lucrăm ce uși de eu. Da. Deci arătați că e de x egal cu x plus 2 pentru orice număr real x pentru care e de x are sens. Știți că l-am găsit noi. Tocmai, tocmai. Dar văd că e de x nu de așa. Mai ne uităm o dată, să nu fie prea, dar suntem la atâția ochi, nu cred că am făcut greșeală. Da. Începem totdeauna. Ești, autorul a fost aici drăguț când ne-a spus e de x egal cu x plus 2. Da. Pentru că în condițiile în care nu ne-am spus, deci calculația de x. Noi l-am găsit minus 2. 2 și noi deci un continuare. Deci și de 1 mai merge. Da. Avem x. Deci nu este expresie în x, ci este o constantă e de x. A, dar chiar așa, noi acceptam așa constanta minus 2. Dar ce o merge, domnule? De ce nu merge ce? Nu merge. Minus 2 plus 2 radicale 6 egal cu 1 supra 2 minus 2 radicale 6. Iar una. Hai să facem așa. Hai să vedem, poate merge. Fiindcă autorul a zis că așa e corect, da? Că tot de la ce zis el, nu? Ar trebui să-l luăm pe el în seamă, însă, ne având, să zicem, rezultatul, noi am fi mers mai departe. Corect. Și gândi dacă ne-ar fi atras atenția. Dar și ficam acolo cu minus 2. Deci era minus 2. Deci vine minus 2 plus 2 radical din 6, să arătăm că este egal cu 1 supra. Minus 2 plus 2. Minus 2. Radical din 6. Ce e echivalent? Ce aplicăm cu minus 2 minus 2 radical din 6? Aș scoate un minus în fața aici, minunat. Nu? Sau tu ce faci? Cu minus 2 minus 2 radical din 6. Minus 2 minus 2 radical din 6 pe lângă. Plus 3. Minus 2 plus 2 radical din 6. Da, cum? Da, cum? Echivalent 4 minus 4 radical din 6. 4 minus 4 radical din 6. 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 De 1. Egal cu 4. Egal cu 4 minus 4 radical din 6. Minus 4 radical din 6 cu plus 4. Dă 4 minus 4 radical din 6. Aici, Miruna, aici e 4 ori 6. Minus 4 ori 6, 24. Radical 24. Nu, păi nu e radical 24. Radical 6, radical 6 face 6. Și da, și minus 20. Și calculul în sine... Da, minus 20. Minus 20, da. Minus 20, egal cu 1. Minus 20. Da, egal cu 1, iată, e diferit de 1. Acum ne dădeam seama. Ne dădeam seama, corect. Deci la momentul. Deci noi, mergând în virtual, băi, ce mă gândim de vă? Înseamnă că e de x corect. Este greșit. Corect. Și e de x greșit cu anume. Încep să-l vezi o dată, de două ori. Mă, trec în greșeală. Bunare. Mai luăm și noi o dată. Da, vedeți, la ce ne vrea să găsim pe x?
Păi noi nu aveam nimic în X. E așa că de X plus 2 la Y, așa. Exact. Nu trebuie să arătăm că e o identitate, ci o ecuație în X. Exact. Deci din capul locului, de aici ne gândeam că este o greșeală. A noastră o vreau să vedem pentru ce. Mai facem o dată. Dar, fiind autorul a dat X plus 2, el ne-a avantajat. Sau X minus 2. X plus 2. X plus 2 ne-a avantajat. Spun, dacă cumva ați greșit și nu ajungi la X plus 2, luați-o pe asta să faceți punctul C și D. Corect. Da? De aici am vrea să faceți C și D. Deci el nu lasă o implicare continuă, ordinară, de C și D, și spune așa, hai să le dau, e de X, cu cine este egal, cu X, da. Cu 2, odată îi ajut pe ei să vadă dacă nu cumva să repară o greșeală, încât să o fac odată de două ori, de trei ori, până când ajung la X plus 2, iar dacă nu se sesizează greșeala, atunci trec la C și D, îl folosesc pe X plus 2. Corect. Ca să poată să atace și punctul C și punctul D. Aceasta e partea pedagogică a unei chestii. Deci, nu le-ai pe toate în implicații, dacă ai greșit pe primul, să nu mai faci niciunul. Sau să greșești pe toate celelalte. Atunci s-a dus tot greșit. La mijloc, el dă cine este e de X, ca să poți face punctele C și D. Deci, apetăm noi, e de X, da. Egal cu X plus 2. Probabil că este o greșeală în exercițiu. Da. Că doar acum de două ori, da. Nu se poate. Vă uitați voi acasă, dacă găsiți greșeala, e foarte bine. Dacă nu, înseamnă că e greșeala bună. Deci e de X, e ca un X plus 2. Să zicem asta aici. Și atunci vine X plus 2, C-ul devine. X plus 2 minus 2 egal cu 1 supra X plus 2 minus 2 egal cu 6. Ceea ce a însemnat, la dus cu? X plus 2 plus 2 radical de 6, pe lângă X plus 2. Exact. Deci X plus 2 plus 2 radical de 6, totul pe lângă X plus 2 plus 2 radical de 6. Minus. Minus, așa, aici, este egal cu 1, da? Deci, va trebui. Hai. X la 2 plus 2X. Da, dar pot să mergi așa mai mult. Asta e partea și 1A. A plus B pentru A minus B. Și A. Și face X plus 2 la pătrat. Nu? Exact. Minus B pătrat. Minus 24. B pătrat. Minus 2 la pătrat și la 6 face 4, 6, 24. Care face? X pătrat. 2X plus 2X. X pătrat plus 4X. Pe 2 pe parte. Da, 4X plus 4. Minus 24. Egal cu... X pătrat plus 4X. Egal cu 1, nu? Da, egal cu 1. Egal cu 1 am uitat aici. Trebuie să spun. Egal cu 1, echivalent cu 1. Da, egal cu 1. Și echivalent cu 1, scrieți pătrat plus 4, și pătrat plus 4, egal cu 1. Și aici ar fi echivalent cu X pătrat. Dar nu s-a numit X în față? Stai. Te gătești, îți așezi, să vezi ce formă e și tu când te gândești dacă scos pe X. Nu faci lucrurile automatate, da? Deci vine X pătrat plus 4, X. Minus 25, exact. Minus 20 egal cu 1, adică egal cu minus 21, nu? X pătrat plus 4, X plus minus 20 egal cu 1, egal cu 21, sau nu? Da. Minus 21, minus 21, egal cu 0, nu? Da. Da. Și 21, X la 2 plus 4, X 21. Și de ce este ce ești? Bine. Acolo, printeza facem. Sigur că da. Dacă îți spui egal cu 21, așa rămâi așa. Acum primim să vedem la 2. Deci, știți bine că A-ul este aici cu 1, B-ul este egal cu 4 și C-ul egal cu 21. De asta va fi egal cu 2 pătrat. Adică 4 la pătrat. Deci, egal cu 16. Plus. Plus sau minus? Plus. Deci, minus formula. Da, poate că avem minus 21. Minus 4 la C. Minus 4 ori 1, ori C care este minus 21. Dar
De asta a zis plus, da? Și egal cu 16 plus 84 și face 100. Și radical din delta e egal cu 10. Deci radical din delta așa, e egal cu 10. Și acum zicem x1, 2. X1, 2 egal cu minus b plus minus radical din delta. Adică minus 4, minus b se simplu la minus. Da, plus minus radical din delta plus supra 2. Și egal cu minus 4 plus minus 10 supra 2. Și egal cu minus 4 plus 10. E minus 4 plus 1 egal cu minus 10 pe 2. Minus 4 plus 10 pe 2. Aia și x2 egal cu minus 4. Minus 4 minus 10 pe 2. La prima, minus 4 plus 10 dă 6 pe 2, 3. Și la a doua dă minus 7. Minus 7. Și ce rezultă? Deci rezultă că avem așa A pe lângă... Și e foarte grav de problemă, dar nu mă puteți. Dar care este rădăcinile? Da, după aia rădăcina lui A, dar... X1 și X2. Asta trebuia să găsim aici. X1 și X2. Dar nu mai trebuie să găsi ca un produs de factori. Ea vrea să găsi ca un produs de factori. Deci nu-ți mai trebuie. Adică? Atâta. Să se găsească la cine e față răspunsul. X și X1 odată este egal cu 3 și X2 egal cu minus 7. Găsești X și asta știe. Găsești X. Dar dacă am pune în ecuație totuși, ar fi 1, nu? Pe lângă X minus 3. 1 pe lângă X minus 3. X plus 7, nu? X plus 7. E egal cu 0, nu? Egal cu 0? Adică egal cu... Da. Pentru că am avut o egal cu 0 din asta. De acolo. Da? Dar nu vreau să mai spui așa, ca să placă cui. Nu, e doar pentru un exercițiu, ca să mai amintesc. Ca să descompune ea în faptul. În situația în care ai nevoie, este un produs de factor pentru simplificări, factorizare, da? Da. Bun. Și de eu? Și de eu. Da, este și de eu. 1 minus e de-a la care îi doi. Deci că vine acolo. E de x egal cu x plus 2. Și acum trebuie să arătăm că 1 minus e de a radical din 2. 1 minus e de a radical din 2. Magnitudinea radical din 2 minus e de a. Cum se mai gândi tu? 1 minus a radical din 2 plus 2. Deci 1 minus e de a radical din 2. A radical din 2. Deci... Da, a radical din 2 plus 2. 2, dar minus pe lângă asta. Da. Și atunci cât face? Minus a radical din 2, minus 2. Minus 2. Dacă mai minte. Mai minte. A radical din 2, minus a radical din 2, minus 2. Minus a radical din 2. A, nu, minus a, dacă e a, așa am spus, minus a, minus 2. Minus 2. Adică, s-a înțeles? Da. E de a este a. Vine minus a, e de a este x plus 2 și apoi vine a plus 2 și minus 2, se schimba singur. Minus a minus 2. Deci, partea ascunde? Facem minus a radical din 2 minus radical din 2 mai mic decât minus 2 minus 1 plus 2, nu? Uite, minus 2 cu minus 2 minus a se scapă. A, dacă se rege. Da. Și o să avem ca minus a radical din 2 minus radical din 2 să fie mai mic decât minus 1, nu? Minus a radical din 2. Da? Minus. Radical din 2. Da. Deci scriem minus a radical din 2. Minus radical din 2. Minus radical din 2. Să scrie mai mic cu minus 1, nu? Da, mai e și un minus a acolo. A, mai e și un 2, nu? Da, mai e minus a acolo. Păi mai punem plus a atunci. Plus a. Unde îl pune pe plus a? În față. Acolo. Unde îl puteți minus radical din 2, minus radical din 2. Așa. Plus a mai e decât minus 1. Pe unul ăsta duce partea asta, da? Da. Și avem A minus radical din 2 pe lângă... Miruna, nu crezi că minus radical din 2 ăsta era mai bine să lași în dreapta? Da.
Da, da. Deci eu l-ai adus ca să da, cu acela. Cu anumite numai pe C cu A, da. Deci mă stai, da. Deci e ieșit, a fost așa, minus A radical din 2 plus A mai mic decât radical din 2 plus 1, da? Minus. Radical din 2 minus, corect. Da, și acum dăm tot comun în minus A. Din ăștia 2, dăm un radical comun minus A. Minus A. Și avem radical din 2 minus 1. Ai spus minus A, pe lângă radical din 2 minus 1. Da, mai zic. Radical radical din 2 minus 1. Da. Și atunci minus A merge ca 1. Împărțim prin radical din 2 minus 1 și minus A merge ca 1. Împărțim toată așa asta prin radical din 2 minus 1. Da, și pozitivă nu e negativă, e pozitivă asta, și așa cum minus a e a. Suntem atenți să nu cumva să fie negativ, că dacă ar fi negativă, se schimbă sensul negativității. Deci împărțim asta prin radical din 2 minus 1, care e pozitivă, remarcă. Și atunci ce devine? Minus a mai mic decât 1. Se păstrează sensul. Dar dacă ar fost 1 minus radical din 2, minus a schimbat din 2, facem următoarea. Da. Dar se schimba sensul, puncta. Cu 1 minus radical din 2 negativ, înseamnă că prin împărțire se schimbă sensul negativ. Deci ar fi spus A mai mare decât numărul ăsta. Sau minus A mai mare decât 1, da? De data asta rămâne așa și aici, echivalent. Mulțim cu minus 1. Echivalent cu? A mai mare ca 1. A mai mare ca 1. Ca minusul. Adică 10 duce ca A aparține intervalului. A aparține intervalului minus infinit. Dacă e mai mare ca minus 1. De acolo ce? De la minus 1 la plus infinit. Da, cel de la minus 1 la plus infinit. Hai să mai vedem o dată. Din negri și ăsta cu cine am ales? Cu gusta amarcă n-am găsit de pe umbrele, dar sperăm că din greșeala noastră le vedeți și voi. Cu ideea că autorul a fost drăguț și ne-a oferit șansa să rezolvăm pe ce și pe ne. Astfel de greșiții trebuie avut în vedere când vii la un examen unde se pune problema să